Namaste. Haideți să pășim din nou împreună într-un moment de liniște. Atenția noastră este doar la respirația noastră. Fără să contribuie la viață, nimeni nu poate simți extazul. Foarte mulți oameni caută extazul, dar eșuează pentru simplul motiv că nu creează. Nu creează nimic. Nu există decât o bucurie, o singură bucurie în lume, și aceea este bucuria de a crea ceva. Oricare ar fi acel lucru. O poezie, un cântec, puțină muzică, orice. Dar până nu creezi ceva, nu te simți împlinit. Numai creând, particip la ființa de Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul întregului. Iar când creezi un lucru mic, devii cumva parte din Dumnezeu. Acesta este singurul mod de a construi un pod între tine și Dumnezeu. Adevărata rugăciune înseamnă să fii creativ. Dar cum să creezi dacă nu cunoști potențialul? Dacă nu știi în ce direcție să te miști ca să devii creativ și să obții împlinirea. Treaba meditației este de a te face conștient de propriul potențial.
pur și simplu aduce lumină în tine. Îndreaptă lumina asupra ființei tale interioare, pentru ca tu să poți citi mesajul. Noapte bună.